Robotul umanoid Nao, de numai jumătate de metru și puțin peste 4 kg, știe să vorbească, să danseze și chiar să joace fotbal. Nao este folosit în momentul de față în mai multe școli din Europa pentru a facilita procesul de predare și pentru a-i ajuta pe elevi să asimileze mai ușor noțiunile de informatică și robotică. La Cluj a stat o singură zi, suficient însă pentru ca elevii colegiului să învețe noțiuni de programare. În luna iunie anului viitor, Nao va reveni la Cluj împreună cu alți roboței similari. Cele câteva ore petrecute în compania roboțelului au fost o încântare pentru copii. Mi s-a părut extraordinar că în România există așa ceva. Este incredibil. Nu credeam că tehnologia a ajuns așa de actualizată. L-aș programa tot așa, să ajute copiii cu care nu pot să vadă sau să, chiar să fie un profesor de matematică sau ceva la școală. Eu l-aș programa să danseze sau să ajute pe cineva, pe copiii cu probleme. Ar putea ajuta în sănătate sau ar putea ajuta oamenii care sunt foarte ocupați să le citească mail-urile. Nao a fost însoțit în excursia sa în țara noastră de o tânără ingineră româncă angajată la o companie de robotică din Statele Unite. A fost întotdeauna o pasiune. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în domeniul informaticii și mai ales cu tehnologii noi care pot revoluționa sistemul de educație și pot ajuta să crească accesibilitatea la educație cât și la tehnologie. Și de asta mă bucur foarte mult că am ales această carieră și am avut mare noroc să ajung să lucrez în robotică. Viitorul este clar înainte și viitorul va fi o lume în care roboții vor face parte din viața noastră. Și unde poate fi mai frumos să înveți despre robot decât în școală? Robotul Nao a fost folosit cu succes și în tratarea copiilor bolnavi de autism. De altfel, un astfel de robot inteligent a fost cumpărat și de Facultatea de Psihologie din Cluj.